Reprezentanții instituțiilor de control din Maramureș s-au deplasat astăzi la un imobil din Baia Mare, unde funcționează ilegal un centru ce ar aparține de o fundație. Site-ul de știri vasiledale.ro a aflat că centrul găzduiește 4 femei abuzate fizic. Găzduirea acestora s-ar fi făcut în condiții acceptabile, însă asociația caritabilă nu ar deține niciun document în acest sens. Prefectura Maramureș a transmis de asemenea că o comisie mixtă de control constituită la nivelul județului a demarat o acțiune de verificare a acestei fundații. Toate instituțiile de control s-au deplasat la locația identificată în vederea clarificării și verificării suspiciunilor referitoare la funcționarea acesteia în condiții de nelegalitate. Reprezentanții acestor instituții au constatat că fundația nu deține licență și acreditare din partea Ministerului Muncii, așa cum prevede legea, și au dispus închiderea activității până la intrarea în legalitate. La finalul verificărilor făcute de Comisia Mixtă de Control, Prefectura Maramureș va face publice rezultatul controlului și măsurile luate.